Primii fulgi de nea i-au luat prin surprindere la începutul săptămânii pe mulți șoferi, care sperau ca zăpada să mai întârzie măcar până în decembrie. Polițiștii anunță că dacă descoperă în trafic șoferi care nu respectă legea, în zilele când carosabilul este acoperit cu zăpadă, gheață sau polei, vor aplica amenzi usturătoare, dar vor reține și talonul autovehiculului. Este vorba de conducător auto care se deplasează cu vehicule din categoria B, și cu masă totală maximă autorizată până în 3,5 tone, au obligația să dețină cauciucuri de iarnă cu inscripția MS, M plus S sau MNDS atunci când partea carosabilă este acoperită cu zăpadă, gheață sau polei. În cazul în care este depistat conducând un vehicul care nu este echipat cu asemenea învelope, riscă o sancțiune contravențională de 1.305 lei cu posibilitatea achitării a jumătate în termen de 15 zile și reține certificatul de matriculare, eliberându-se dovadă fără drept de circulație. Dacă este vorba de un vehicul cu masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, legiuitorul a stabilit ca vehiculul să fie echipat cu lanțuri antiderapante. Sunt șoferi care totuși ignoră sfaturile polițiștilor și circulă cu pneurile de vară atunci când carosabilul este acoperit de polei sau zăpadă. Însă oamenii legii atrag atenția că anvelopele de iarnă sunt necesare mai ales pentru siguranța participanților la trafic. Serviciul Poliției Rutiere recomandă conducătorul auto care fac deplasări pe timpul iernii, când partea carosabilă, cum am spus, este acoperită cu zăpadă, în primul rând să adapteze viteza la condițiile de drum. Da? Facem precizarea că în afara localității au obligația să circule cu 50 de km pe oră, iar în localitate cu maxim 30 de km pe oră. Șoferii mai trebuie să știe că în cazul în care mașinile lor nu au fost echipate corespunzător și sunt implicați în accidente, firmele de asigurări nu sunt dispuse să plătească despăgubiri. Totodată, conducătorii auto sunt avertizați că anvelopele all season pot fi folosite și iarna, dacă nu sunt prea uzate. Nu este indicat să folosiți anvelope reșapate, deoarece în timpul iernii solicitările cresc direct proporțional cu riscurile. Cât privește prețurile, un șofer care are nevoie de toate cele 4 anvelope de iarnă va plăti între 600 și 2400 de lei pentru acestea, în funcție de dimensiuni și producător. Pentru cele mai frecvente dimensiuni ale cauciucurilor, prețul mediu este de 1200-1400 de lei.